O nouă ipoteză terifiantă își face loc pe piața speculațiilor generate inerent de tragedia de la Crevedia. Premeditarea exploziei. Cu ce scop? Cel principal, preluarea ostilă a unui business înfloritor și cu perspective spectaculoase de dezvoltare, care business, dacă nu se cedează de bunăvoie, la preț impus, se dă mai departe de nevoie. Lucru care s-a mai întâmplat în istoria recentă, nu ar fi asta vreo premieră. Afacerea sulfuroasă Hexifarma e încă vie în memoria oricui gândește mai mult decât o euglenă verde. Acolo, Condrea n-a vrut să renunțe la prăvălie, așa că s-a îmbolnăvit de deces și a renunțat la viață. Iar firma pe care a fondat-o și pe care n-a vrut să o dea cui trebuie, prin natura procesului penal, la piață, pe care a acaparat-o imediat multinaționala care i-a făcut o ofertă de nerefuzat și care a beneficiat de intensa campanie de presă de demonizare a viitorului mort, care de fapt era mort de când era încă viu, doar că el n-a priceput de vorbă bună. Rostită cu aplombul binecunoscut de Dana Budeanu, perspectiva înfioară, prin cinism și totodată realism. Place sau nu prestația ei publică, Budeanca e orice, mai puțin un om prost sau neinformat care să alerge după fluturi. În plus, distrugerea unor oameni de afaceri prin generarea unui sentiment de ură la adresa lor, de regulă prin provocarea unor tragedii umane care să le fie puse în răspundere, e una dintre clasicele metode de preluare ostilă a afacerilor tentante. Și chiar n-au inventat-o românii. Modul de vise rele în care baronii GPL au fost arestați, direct de pe stradă, cu blocarea imediată a conturilor lor și ale firmelor, ca nu cumva să se apuce de reconstruit conform promisiunii casele distruse de la Crevedia, spune foarte multe despre diferența între dreptate și execuție. N-a zis nimeni că asociații firmei sunt îngeri, nici pe departe. În plus, n-am auzit până acum, pe planeta Pământ, de afaceri cu petrol și gaze controlate de antreprenori civili de succes ridicați prin muncă și inovație. Cel mai probabil, arestații de astăzi reprezintă la vedere pe cineva, care nu e în niciun caz împăratul, primarul de la Caracal, cum își închipuie toți papagalii. Iar acel cineva poate să considere că a avut o afacere de succes.